În perioada 21-26 decembrie, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt vor fi suplimentate cu aproximativ 150 de jandarmi care vor acționa zilnic în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță. Aceștia vor asigura ordinea publică la manifestările cu public numeros ocazionate de comemorarea la 29 de ani de la Revoluția din 1989 în localitățile Caracal și Slatina, sprijiniți de lucrători din cadrul IPJ Olt și ISU Olt, care vor acționa pentru fluidizarea traficului rutier și pietonal. În această perioadă vor fi intensificate măsurile de patrulare în zona gărilor, autogărilor, târgurilor de sărbători, în piețele publice, în sistem integrat, fiind constituite patrule mixte cu poliția și patrule de jandarmi, care vor interveni la solicitările primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Rata de ocupare a populației a ajuns în trimestrul 3 la 71,3%, depășind cu 1,3% ținta națională de 70% stabilită în contextul strategiei Europa 2020. În al treilea trimestru al anului 2018, populația activă a României era de 9,2 milioane de persoane, din care 8,8 milioane erau ocupate și 357.000 de persoane erau șomeri. Rata de ocupare a populației în vârsta de muncă 15-64 de ani a fost în trimestrul 3 al anului 2018 de 6,2%, în creștere față de trimestrul anterior. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbați și la persoanele din mediul urban. Rata de ocupare a tinerilor între 15 și 24 de ani a fost de 26%. Rata șomajului în trimestrul 3-2018 a fost de 3,9%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de cea înregistrată în trimestrul anterior. Măsurile propuse de proiectul de OUG pentru pilonul 2 de pensii private desfințează sistemul de economisire a populației pentru vârsta pensionării cu efecte devastatoare asupra veniturilor viitoare ale românilor, arată Asociația pentru Pensiile Administrate Private din România într-un comunicat de presă. Astfel, organizația care apără interesele a peste 7 milioane de români avertizează că prin proiect aceștia sunt încurajați să-și retragă economiile realizate timp de 11 ani la pilonul 2 de pensii, economii prin care aceștia au devenit cel mai important investitor în economia românească. Acest îndemn la retragerea economiilor îi va lăsa mai săraci în viitor, când la vârsta pensionării nu își vor mai putea completa veniturile necesare traiului zilnic. Renunțând la pilonul 2, românii vor pierde dreptul de a lăsa moștenire banii economisiți pentru pensie. În același timp, pentru mai bine de 50% dintre români, pilonul 2 reprezintă singura sursă de economisire. Premierul britanic Theresa May s-a întâlnit săptămâna aceasta cu membrii cabinetului său pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord să părăsească UE fără un acord de retragere pe fondul unei opoziții puternice în Parlament. Totodată, ministrul britanic al apărării Williamson a anunțat marți în Parlament că 3500 de militari sunt pregătiți să intervină în cazul în care țara iese din Uniunea Europeană fără acord, relatează AFP.